Ați avut peripeții la Cahul azi, doamnă. Ce s-a întâmplat? Că v-am văzut la primărie, într-un live. Și peripeții și frică și umilință și ce doriți. Frică și teamă și spaimă am suportat în jurul orei 10, deplasându-mă spre judecătoria Cahul, am fost atacată de o haită de câini, undeva vreo 8 dulăi. Oho. Camerele de supraveghere posibil au imortalizat acest moment, pentru că pe neașteptate acești dulăi, deplasându-se la valiță, cred că ei se duc în... Și de urmă mă deplasez și eu. La trecerea spre grădinița de copii numărul 8, care este pe Bogdan Petrușeicu HD, dacă nu greșesc, acolo m-au rotit, deci eu n-am dovedit, asta a fost atât de repede, atât de fulgerător, au hămăit la mine, s-au apropiat de pulpa mea, nu eram îmbrăcată cu pantaloni, doar puțin așa am rotit cu geanta și zic, Doamne, salvați-mă! Au văzut două femei, care una dintre ele le îngrija un teren de trandafiri, alt bărbat vorbea mai la vale, la telefon, printre mașini, posibil el ceva, nici n-am auzit, parcă ceva, un sunet am auzit, că câinii parcă s-au depărtat de mine, dar totuși veneau înspre mine. Deci eu când am ajuns la judecătorie, eram alb ca varul, cine m-a văzut, ce și dumneavoastră, doamna Rotaru, și le spun de haita asta de câini, dar sunat la salvare, la poliție. Am sunat și la poliție, dar eu nu puteam să trag aerul, ca după am sunat și la salvare. Salvarea a venit... Dar erau ca câini cu stăpâni sau vagabonzi din ăștia? Cum, maidanezi, cum îi cheamă? Vagabonzi maidanezi, Oleg, care? Dar în anul trecut, tot când maidanezii au mușcat o doamnă, căreia i-a fost restituit vreo 10.000 de lei pagubă morală. Nu e vorba de pagubă morală, chiar nu te tămădui acea pagubă. Dar frica și stresul pe care eu l-am suportat... Deci e o suportat. Problemă cronică, nu-i de azi, de ieri, haita de câine acolo. Știi ce nu rezolvă primarul ăsta mult lăudat în capitala Sudului? Eu tot nu știu, din câte astăzi am auzit, spuneau că pentru azilul pretins care se deschide sau ce mai construiesc ei acolo, se alocă mulți bani. Chiar prin intermediul acestui video... Abia se deschide azilul de câini. Aha. Eu Și nu el știu... are al treilea mandat, se pare că. Nu trebuia să înceapă cu asta, cu siguranța oamenilor pe stradă? Nu știu, eu am depus mai înainte, eu mai am încă o plângere la ei, dar vă spun chiar și acum, numai cât povestesc, mă e durerea în regiunea cordului. Salvarea, când a venit toată transpirată, m-a găsit cu o tensiune foarte înaltă, 230 pe 130, uscăciune în gur, zahărul ridicat și o dimineață nu mâncasem. Și dumnealor mi-au acordat un ajutor într-o sală de la judecătorie, m-au readus cel puțin, mi-au făcut intravenos o injecție, adică care mi-a scăzut tensiunea. După că dumnealor au vrut să mă preia acolo, zic, ce o să-mi fac acolo? Zic, deja eu parcă încet, încet am să revin. Au mai stat ei vreo jumătate de oră cu mine, dar s-au asigurat că tensiunea puțin a mai scăzut și le-am mulțumit pentru ceea ce mi-au acordat ajutorul și sau, deci am scris că refuz, dar am zis, dar bine că n-am fost mușcată, dar spaima, frica pe care am eu, care am suportat-o astăzi, cred că au fost puși la cale de către primărie, de către primar, de către toți polițiștii. Ne se întoarce prin câini toată asta, dar vă zic, Păi da, chiar... bine că nu v-au mușcat, că e foarte complicat. După aceea trebuie să faci o grămadă de vaccinuri antirabice, e câteva luni la rând. Dar asta noi, deci cum spui, mă, ta e cronic, chiar vreo 7-8 zile a fost mușcată o doamnă, Mariana Șavga, în Cahul, prin centru, pe la flori, a fost mușcată, tot așa, de un vagabond, adică de pulpa piciorului și are undeva, e așa că degetul meu mic, are o râjitură, nici nu știu cum vă zic, e adâncă. Tăietură, probabil că ea a tras piciorul, câinele s-a zmuncit și el și s-a tăiat acolo. Da, și ea nu a sesizat, s-a dus la farmacie, a luat apă oxigenată și betodin și face tratamentul singur acasă. Dar când am văzut ce rană are el la picior, mă scuzați. Da. Și una la mână, zic, bine, atât cât a fost eu la judecătorie, de acolo m-au sfătuit, zic, dar puneți-o de plângere la primăria Cahul. Mă duc la primăria Cahul, liniștită, undeva în jurul orei 13 și vreo 10. Ce vă pare? M-a ridicat de etajul 3 acolo, în anticamera.
Președintele îi spune secretara aceea că zici că nu este, nu l-am văzut și nici n-ați fi eliberați cabinet, biroul. Dar n-am zis, de ce v-am făcut eu? Dar eu m-am așezat leger, n-am bruscat-o, nici pof, Dar nici care pof. președinte? A primarului, adică. Da, președinte, a primarului. Ca după eu zic, da, să poate să-l aștept. Nu că eu am de lucru aici, zic, dar eu nu vă încurc, zic că ăsta. Aude secretara Consiliului Orășănesc, de peste drumul vis-a-vis, adică de peste coridor, domnul notarul, da, ieși ce ți-a ieșit, dar eu zic, dar nu v-am făcut nimic, dați-ne voi să mă... Deci stau liniștit, eu am venit să sesizez o problemă. Deci că m-au luat și ele la trei părale. Nu gândește mult, se duce jos, și că când vorbim de așa cu dumneavoastră, eu încetişor m-am deplasat pe coridor că să ies ce stau aici, dacă ne-au spus că nici nu știe când o să vină. Vine cel de la pază, ca o pajură, dar acolo iarăși salvare este în sensul că sunt cameri de înregistrare video. Chiar și dacă o să consideri că eu am umblat prin toate birourile, că el a sunat și acest Vladimir, nu știu cum îl cheamă, dar e un împărat acolo, nu știu ce funcție el are, pentru că holul primăriei este reparat acum în program, proiectul ăsta 4EU, dar cu atâta aroganță și cu atâta umilință să mă izgonești, ești geata și pleacă, că tu n-ai și veni aici, că tu nu trebuie să sesizezi problemele din sat. Eu nu am venit să sesizez problemele din satul personal, din satul meu de Baștină. Eu am venit să sesizez faptul că am fost înconjurată, adică atacată periculos, de către o haită de câini. Inclusiv mă dădea afară din birou, din ghișeu unic la prim etaj, unde mi-au spus acea tricolici doamnă, secretară de la a primarului, să mă cobor la etajul 1, unde este ghișeu unic. Și acolo și fetele și ele au fost așa, că închideți camera, nu filmați. Dar eu ce, am venit în proprietatea privată a dumneavoastră sau ce? Și acela paznic și ala sau cine mai și el de la paza și ea, tot așa se apropie aproape de mine, închideți filmarea, scapă și ne fumă una, îmi zboară telefonul. Oho. Da, atât de arogant, am sunat și eu poliția. Dar n-am putut să mai rămân pentru că mă simțeam nu atât de bine. M-am îndreptat spre casă. La noi nici rutierile nu circulă acum cu greva asta transportatorilor. Dar vă zic, am fost atacată de o haită de câini și niște de către un angajat al instituției publice pretins de la hoardă, nici nu știu cum să-i zic. Da, Dar e păi foarte... înțeleg că nu numai paznicul, portarul s-a portat agresiv, dar toată haita de angajați de subalterni ai lui Dandeș, și secretara Consiliului Orășănesc, și cea de la ghișeu unic, și paznicul. În haită, în trei, v-au încolțit, v-au înconjurat. Eu asta și-am făcut comparație, pentru că eu nu m-am așteptat, le spuneam, zic, sunteți o primărie prietenoasă, trebuie să acceptați, să ajutați cetățenii, eu nu am venit, nu v-am bruscat, nu v-am avertizat. Ieși afară, Nu ieși i-ați Geana și... amenințat, adică. Păi, Dar dar ce nici... ziceați, că o chema poliția? Da, eu sesizat și el poliția, dar am sesizat și eu poliția, pentru că el fals a sesizat poliția. Cu ce scop, dacă eu m-am dus să las o plângere? Da, trebuie scris o plângere la poliție că au făcut apel fals. Asta eu am sesizat. Nejustificat. Păi Dar zic că n-ați am avut... comunicat cu poliția, n-ați mai apucat. Nu, pentru că le-am zis că eu plec acasă, nu mai pot să mai rămân, mă simțeam și nu atât de bine. Și deci vom intra în altă zi, voi depune explicațiile și voi prezenta probele audio pe care le și video pe care le dețin. Da, aveți video vreo 15 minute pe pagina noastră de Facebook și eu mă gândesc să arăt în video-ul meu măcar o bucată din dialogul, din polemica cu nenea asta sur la cap și cu cele două tinerele. Nu știu care dintre ele și ce funcție are, dar comportamentul e obraznic și inadecvat. Până la urmă, ele au înțeles că eu sunt pedagog și nu le vreau rău, mi-au oferit o foaie de Dar poți ctoc. să fii și omul străzii. Ești ființă umană cu drepturi fundamentale, trebuie să te porți civilizat cu omul, nu să bruschezi, să-l alungi afară, cum am auzit și argumentul de la paznicul acela. Numai locuitorii din Cahul vin la noi. Dar cum să nu? Dacă am o problemă la voi în Cahul, pot să fiu și din Patagonia venit. Mă duc și mă plâng la primarul din Cahul. Nu trebuie să fiu neapărat din Cahul, locuitor din Cahul. Mai ales că e reședință de centru raional, a fost reședință de județ, e capitala Sudului, acolo
Și turiști poate să vină, și străini, și acum refugiați sunt, să duc oamenii acolo. Dacă au o problemă la primărie, se duc și trebuie să fie tratați civilizat. Da, mă mir că o oploșit așa, așa oameni, așa atitudine lângă mult lăudatul primar Dandeș. Eu le-am spus că dumneavoastră grozavă îi stricați imaginea domnului Dandeș, cu toată stima și respectul. Asta i-am zis. Te parcă nici nu l-a interesat. Era în stare să mă apuce de haine și să mă izgonească decorul din holul primăriei. Chiar dacă filmai și era în direct. Și Da? asta vă interziceau să filmați, să transmiteți în direct. Un drept fundamental, libertatea de exprimare, protejată de Constituție, de Convenție, de Declarația Universală a Drepturilor Omului. Niște ignoranți, habarniști. Băgăm video. Da. Mulțumesc pentru relatare și sper să aud de bine despre reacția primarului, că dacă nu, halal, nu știu al câtulea mandat îl are și el, dar degeaba obții granturi, te laudă guvernarea, dacă la firul ierbii, iată, ai căței maidanezi și ai dulăi în primărie care te încolțesc, te amenință și îți încalcă drepturi fundamentale. Nu m-am așteptat, credeți-mă, nu m-am așteptat așa. Acum, Fără să... acum știți, sunteți pregătită. Mulțumesc, doamnă, să vedem ce se întâmplă acolo. Dumneavoastră. Ce dat ați aici? Nu sunteți la primărie, la prima asistență socială. Cine tu aveți, eu ești în primărie, acolo te bași. Unde să mă duc? Din Burlacu, primăria din Cahul. Da, eu am venit la primăria din Cahul ca să comunic primarului că dimineața am fost înconjurată de o haită de câini. Ce era rău că... Eu nu era obligată să vin la dumneavoastră să vă zic și comportamentul dumneavoastră este unul inadecvat. Aveți o funcție... Discuții, eu nu ți eu lucru nu ți l-am luat, dar mata trebuie să ai niște reguli. N-am încurcat niciun specialist, niciun fel de toate etajele, dar toate etajele sunt cămeri de luat vederi. Dar dumneavoastră prea mult vă permiteți. Prea mult vă... Deci eu sunt un cetățean, am intrat într-o instituție publică. Nu v-am avertizat, nu v-am lovit. În momentul când... Eu desigur mă registrez, eu mă registrez că nu v-am avertizat, nu v-am bruscat, nu v-am insultat. Dar lucrează că mă... Păi lucrați și ce vrei mă tale? Mă tale trebuie să fii primar? Nu trebuie. Eu am să intru și am să soluționez problema. De ce nu am dreptul? Pentru că... Care administrația primăriei? Cine? În persoana cui? La asistență socială. Care asistență socială? Unde? Ce vă interesează dumneavoastră dacă am mers eu la asistență socială? Trebuia să vă spun dumneavoastră unde am mers eu? Pot să vin și să dorm de seară aici, da? Se poate, e voie. Ia uitați-vă cât e... Da, păi eu tot sunt cetățean al raionului Cahul și am fost atacată de o haită de câini din orașul Cahul. Cui trebuia să spun? Toți știu problema. Păi dacă știu... Dacă știu, de ce nu trebuie și eu? Nu am venit să spun mă ta. Am terminat? Bună ziua. Eliberați-te. N-aveți dreptul să vă comportați urât cu cetățenii. În persoana domnului Dandeș, mie îmi este rușine cum vă comportați dumneavoastră. Bună ziua! Cine eu pot vorbi aici? Vă rog, veniți și mă lămuriți ce să fac eu. Cine este aici în birou? Cine poate fi în birou? Ce cădați acum? Eu am bătut la ușă și eu vreau să vorbesc cu... Dumneavoastră, ce întrebare veți face? Îmi permiteți? Veți adresați la administratorul încăperii. Cu ce întrebare? Cu ce întrebare? Bună ziua! E locuitor al Burlacului, satului Burlac. Toate întrebările la primărie la dumneavoastră. Aici e primăria care a... Foarte bine! A
ajută cetățenii din casă. Foarte bine, așa mi-au spus. Vin la ghișeul numărul unic, doamna Dricolici, mi-a spus să vin la dumneavoastră. Deci, că eu să vă... Stimate domn, dar eu nu m-am dus la dânsa acasă. Ce cu asta? Ce cu... Deci eu dimineața am fost atacată de o haită de câini din orașul Cahul. M-am ridicat la etajul 3 la domnul primar ca să-i comunic sau să-mi depun o plângere. Acolo doamna Tricolici, în fine, cum s-a comportat, eu am deja deci, înscrierea. Ce trebuie să fac? Mă scuzați, eu am să iau în imagine dumneavoastră cum vă film, cum se vede. Bine, nu vreți, așa, oricum. Dar zi, sunteți o persoană la locul de lucru, eu nu v-am venit acasă, vreau să mă lămuriți. Ce trebuie să fac eu în așa caz când am fost înconjurată de o haită de câini? Acum ți-am măsurat și din oraș. Așa și... Ai voie să și, nu. Și cum? Și cum? Nu aveți voie să filmați, așa că închideți camera. Mă, dar nu te apropie de mine. Nu vă închideți camera. Nu puneți mâna de pe mine. Nu puneți mâna pe mine. Aici este instituție publică, dar nu puneți mâna. Nu puneți mâna pe mine. Și nu vă dați-ne voie, eu să rezolv cu dumnealor. Eu am să închid. Chemăm poliția și faci un act. Așa, așa. Nu 2 jumate. Haideți, chemați poliția. Deci eu am zis că deci m-au îndreptat de sus la doamna Tricolici să vină aici la dumneavoastră ca să mă îndreptați să depun plângerea sau cererea privitor faptul că eu am fost atacată de o haită de când și nu numai eu. Și deci iată, eu nu am dovedit să mă cobor de cor. A venit domnul acesta cu puțină cultură. Poți ieși afară. Poți ieși afară, da. Da, așa. Așa, dați scrisirea pe numele primarului. Am toc, așa. Pe numele primarului domnului Nicolae Dandis și apoi vă propun să registrăm. Păi iată asta, dar nu trebuie ești omul ăsta așa incult, cu puțină cultură, în persoana. Eu am venit că dumneavoastră n-am necurea voință să vă filmez, domnișoarelor, doar mi-am pus video să mă asigur de felul cum se comportă el. Okay. Cu toată stima și respectul față de domnul Dandiș. Este o persoană care nu merită așa cetățean să se comporte cu noi. Eu tot sunt pedagog și tot știu în limita... Eu știu destul de bine. Dar nu m-am gândit că așa ceva o să... Care orice cabinet? Care orice cabinet? Da. Filmează. De atât așa e bine să fie cu videocamera. Nu odată. Vine, e vine în șir, da. Dumneavoastră, din contră, trebuie să fiți o primărie primitoare, o primărie prietenoasă cu toată lumea. Eu nu am venit să vă bruschez pe dumneavoastră și nici intenția să vă filmez și nici să vă bruschez. Atunci când vin cetățenii la primărie, voi chemați poliția? Dumneavoastră chemați poliția atunci când vin cetățenii la primărie? Vine un cetățean cu o problemă și el îi filmează. Ei cheamă poliția. Nu unde s-a văzut așa ceva? Uitați-vă, el e împăratul primăriei, el este atot puternicul aici și bruschează. Că o pajură s-a năpustit asupra mea, de ce eu m-am dus la etajul 3? Da, eu nu m-am dus în persoană.